De ce ați acceptat funcția de vicepreședinte a Parlamentului? Cum se explică faptul că deputații din Partidul Democrat au susținut candidatura dumneavoastră? La moment, era vreo înțelegere între Partidul Comuniștilor și Partidul Democrat? Nu, aici eu pot să vă spun că conform tuturor regulilor parlamentarismului și a democrației, opoziției, nu numai în Parlament, dar și în alte instituții de stat, revin funcții, inclusiv și funcții de conducere. Și noi de mai multe ori am repetat ultimul timp și am menționat, în 2005, atunci când Partidul Comuniștilor a câștigat alegerile parlamentare, opozițiile au fost oferite nu numai funcții de conducere, dar și majoritatea în mai multe instituții foarte importante în stat, cum este Comisia Electorală Centrală, vă aduceți aminte, din 9 membri, 5 aparțineau opoziției, cum este Consiliul Audiovizualului și atunci conducerea comisiilor parlamentare și vicepreședintele Parlamentului era din partea opoziției. Dar din anumite considerente, atunci când s-au format organele de conducere a actualului Parlament, Parlamentul de Legislatura 19, Alianța de Guvernare au hotărât să minimalizeze rolul și funcțiile opoziției, Partidul Comuniștilor. Da, le-au revenit câteva funcții în conducerea comisiilor și atât. Cunoașteți cum au împărțit CECU, cum au împărțit alte structuri, din frică și din această dorință de a acumula cât mai multă putere, Alianța n-a binevoit ca să împarte puterea cu opoziția, ceea ce e normal într-un regim democratic. Și în final s-a finalizat cu un acord Alianței, Alianța de Integrare Europeană 2, care vedem noi că a înlocuit Constituția. Pentru că din decembrie 2010 Moldova trăiește în baza acordului Alianței și nu a Constituției. La anumită etapă, consultându-mi în partid, am hotărât că ar fi totuși oportun ca să ocupăm funcția de vicepreședinte care revine opoziției. Pentru mine personal a fost o propunere pe neașteptate. La ședința fracțiunii s-a decis că totuși trebuie să utilizăm acel microfon, așa zis, să utilizăm posibilitatea și din conducerea Parlamentului să promovăm inițiativele noastre, pentru că din toate inițiativele care au fost înaintate de Partidul Comuniștilor în anul trecut, cu părere de rău, niciuna nu a fost adoptată în Parlament, din cauza că Alianța de Guvernare a considerat dacă inițiativa, proiectul vine din partea deputaților comuniști, nu este necesar să fie aprobat. Pe mine și, de fapt, pe noi ne-a mirat altceva. De ce Partidul Liberal-Democrat și Partidul Liberal n-au votat? Aceasta dovedește, cred că, stima față de, nu de mine sau de Partidul Comuniștilor, dar față de alegătorii Partidului Comuniștilor, că doresc ei sau nu doresc, pentru noi au votat aproape jumătate din cetățenii Moldovei. Partidul Comuniștilor în Parlament reprezintă jumătate din populația țării. Cum apreciați faptul că Alianța pentru Integrare Europeană a renunțat la referendum de modificare a Constituției? Nu, în primul rând, renunțarea la acest referendum ilegal, care noi l-am calificat ca o continuare a uzurpării de stat, este făcută sub presiunea, în primul rând, a opoziției, a Partidului Comuniștilor și a societății civile, care le-a arătat Alianței, Lupu, Filat și Ghimpu, că deja definitiv au uzurpat puterea în stat. Și sigur că toate încercările acestei alianțe, deja aproape 3 ani, nu este altceva decât prelungirea artificială de aflare a lor în funcții. Și a lui Filat în funcție de prim-ministru și în prima situație și în a doua situație, adică de alianță, și a lui Lupu, care se află acum în două funcții, concomitent, mai mult de un an deja. Deci e sigur că acea încercare a lor care a fost anunțată la 15 ianuarie anul curent a fost o încercare de a scoate definitiv Moldova din cadrul legal constituțional și de a prelungi artificial aflarea lor la funcție. Noi ne-am expus, noi am protestat și sigur că aceasta este o victorie și a Partidului Comuniștilor și a întregii societăți. Înainte, Partidul Comuniștilor a candidat la funcția de șef al statului? Parlamentul actual a epuizat toate căile
și termenul de alegere a președintelui. Mai mult de un an deja durează. Și cunoașteți încercările care chipurile au fost organizate de alianță la 18 noiembrie 2011, la 16 decembrie 2011, când ei toți luau buletinul de vot, toți deputații alianței, și dansau în fața urnii și arătau la presă buletinul de vot. Fiindcă nu ne interesează, au arătat, încercarea trebuia să bloc. Și data de 15 ianuarie 2012, când urma să aibă loc alegeri repetate a președintelui, ei, prin decizia alianței, și repet, nu este decizia a Curții Constituționale, a fost decizia alianței, și asta trebuie să o spunem clar și deschis, au anulat, au stopat procedura de alegere a președintelui. Dar de ce au stopat? Ați văzut că noi, văzând că alianța nu are candidat, că alianța nu este în stare să identifice o persoană care ar putea fi propusă ca candidat la președinte, a găsit o persoană politică, o persoană care nu are implicări în activități de partid, este vorba de domnul Leonid Tălmaci. Și a propus, poftim, la toate partidele, la toți deputații, toate partidele care sunt în Parlament, poftim, ar putea fi o candidatură care ar putea fi aleasă. Șansele erau destul de mari să fie aleasă și cred că frica aceasta ca să fie aleasă o persoană în funcție de președinte i-a pus pe alianță să oprească procedura de alegere a președintelui. Ceea ce mai departe s-a întâmplat este o ilegalitate. Parlamentul a epuizat toate termenele de alegere a președintelui și acum noi nu putem să vorbim despre o procedură de alegere a președintelui către actualul Parlament. Noi nu putem să devenim complici la uzurparea puterii de stat. Plecarea domnului Dodon, a Zinaidei Greceanu și a doamnei Abramciuc a afectat cumva ratingul partidului? Nu, dacă să judecăm după cifrele, sondajele care le arată toate cercetările sociologice, vedeți că Partidul Comuniștilor este în creștere. Și în creștere semnificativă. Cred că aceasta și este una din cauzele că alianța dorește să prelungească puterea, aflarea la putere artificial, frica că Partidul Comuniștilor va reveni în forță la putere. Dar însuși, dacă să vorbesc personal, la anumite etape l-am susținut pe domnul Dodon, văzând energia sau intenția de a face careva lucruri bune și astfel de comportament este inexplicabil. Sigur că este regretabil că a părăsit echipa, dar motivele cred că noi le vom afla sau deja începem să le vedem. Vedeți discuțiile în cadrul alianței. Poate din cauza dorinței de a fi mai des în fața camerelor de vedere, de a participa la aceste întâlniri secrete alianței, când între trei, dar acum ei deja vor intra patru și vor ieși vajni și importanță de la aceste întâlniri alianței, pentru că motivul care a fost expus că a dorit să reformeze partidul, să modernizeze, cum spune, partidul și nu i s-a dat voie, este fals. Igor Dodon a intrat în partid în 2010. Experiența lui de viață politică în partid a fost de un an. Și eu nu cunosc inițiativ care a fost înaintate de dumnealui și nu a fost discutate, nu a fost examinate. Domnul Dodon a participat la alegerile sau la scrutinul local pentru alegerea primarului, nu pentru a câștiga, dar pentru a-și face popularitatea. Și pe urmă a ieșit cu mai mare pondere. Și informațiile care noi avem dovedesc lucrul respectiv și ele în timp apropiat vor fi tot mai evidente și mai evidente. Este domnul Tălmaci în continuare candidatura Partidului Comuniștilor la funcția de șef al statului? Noi vedeți că noi trebuie să dizolvăm, sau nu noi, dar cei care decid, Lupu, Filat, poate pe alocuri și Ghimpu mai decide ceva, nu știu dacă decide. Se vorbește că Ghimpu deja a fost substituit de Dodon. Nu, mare importanță, toți acești patru din alianță trebuie să dizolve Parlamentul. Și fiți siguri că aceasta se va întâmpla. Cu alegerea președintelui, fără alegerea președintelui, dar nemulțumirea în societate crește și ei vor fi nevoiți să dizolve Parlamentul. În urma alegerilor parlamentare anticipate, cu respectarea tuturor condițiilor de democrație, legalitate, în procesul, în scrutinul electoral, eu aici mă refer la activitatea CEC-ului, care trebuie să fie reformată, activitatea Curții Constituționale, se va constitui un Parlament nou.
cu partide. Iată atunci, prima obligație a Parlamentului nou ales va fi identificarea unei candidaturi la alegerea președintelui. Până atunci, noi acum nu putem să discutăm nici despre o candidatură, pentru că ne aflăm în situația de uzurpare a puterii și nu ne aflăm într-un cadru legal constituțional. Ce vă ne mulțumește în activitatea celor de la guvernare, adică Alianța pentru Integrare Europeană? Dacă se întrebați ce mă mulțumește, eu își spune că nimic. Dar cel mai grav e situația că ei au promis multe, foarte multe, frumoase au promis și chiar discutând cu cetățenii, cu oamenii când avem aceste întâlniri, noi încercăm să găsim măcar o literă din ceea ce au promis îndeplinite. Și nu vedem. De ce credeți că oamenii, aproape 90%, sunt nemulțumiți de viață? Pentru că unii dintre ei, și în 2009, și în 2010, și în 2011 parțial, au promis. Pentru că le-au promis crearea locurilor de muncă. Ultimii 3 ani, măcar un loc de muncă a fost creat. Tinerilor, care le-au promis în primăvară și în vară 2009, le-a creat măcar un loc de muncă după ce au absolvit instituțiile de învățământ. Nu. Invers, au crescut prețurile la contracte de studii în instituțiile superioare de învățământ. Bătrânilor le-au promis pensii de 500 de euro. Și unde sunt aceste pensii? Ei singuri s-au instalat în birouri, în fotolii calde și au promis reducerea prețurilor. Aduceți-vă aminte, prețurile la carne sunt exagerate, prețurile la pește sunt exagerate, vom lupta cu mafia cărnii și peștelui. Uitați-vă, ei sprimblă la Bruxelles, Strasburg, București, de 3 ori pe săptămână. Au făcut cale diferate până la Șalara, promite cale ferată până la Milano. E clar că n-are nevoie de oameni aici să lucreze. Dar ei nu au curajul să ducă, el a spus, lasă iasă și Filat, și Lupu, nu, de Ghimpu, dar nu vorbesc, poate Dodon, să lese birourilor calde, într-o parte, să lese mașinile cu bodyguards și consilieri într-o parte, scoboare din cerul pe pământ, să ducă într-o localitate din raionul Ocnița sau din raionul Cahul, le-am spus, pui așa niște, un machiaj, barbă sau mustieță ceva spui, pentru că oamenii, dacă i-or vedea, ei înapoi nu se vor întoarce. Să asculte ce spun oamenii despre dânșii, ce spun despre Filat, ce spun despre Lupu, ce spun în general despre guvernarea actuală. Dar ei nu fac lucrul acesta. De ce? Pentru că ei au frică. Ei nu au ce să ducă la cetățeni. De ce ei își vor să prelungească artificial aflarea la putere? Pentru că dacă sunt alegeri anticipate, ei trebuie să iasă la oameni. Dar deja cu orez și cu ulei, nu tot se vor amagi. Ce sfat le-ați da fiecărui lider din Alianță? Ghimpu, Lupu și Filat. Și Dodon. El aș da totuși un sfat, n-aș vrea să le dau sfaturi, pentru că sfaturile mele nu vor fi acceptate, reșind din aroganța care ei acum și distanța care ei s-au dus de la cetățeni, ei undeva în cosmos, acum zboară și caută planete cu oameni. Dar totuși să nu se joace nu cu opoziția, nu cu Partidul Comuniștilor, care îi luptă prin toate metodele ilegale, dar să asculte vocea poporului. Să asculte ceea ce spun oamenii și să încearcă totuși să spele puțin din păcatele care iau ei prin întoarcerea statului în cadrul legal constituțional. Pentru că Moldova, cetățenii pot trăiască numai când este respectată legea. Dacă nu respectă Lupu legea, fiți sigur că aceasta un exemplu rău pentru un cetățean din Nisporeni, care va încălca regulile circulației rutiere în cel mai bun caz, dar va comite și alte crime, va spune că deci, dacă Lupu încalcă Constituția, ce nu poți să încalc legea? Și inclusiv și legile din Biblie. Deci ei trebuie să spele din păcatele care le-au, să întoarcă țara în cadrul legal, să nu se joace cu focul, dar să organizeze, să dizolve parlamentul, să organizeze alegeri parlamentare anticipate. Unica ieșire din
Altfel, situația va exploda și nu este exclus că după, iată așa, în sfârșit, o iarnă cu ger, cu ninsori, va începe o primăvară moldovenească, după primăverile din lumea arabă. Ce vă doriți cel mai mult? Nu, cred că ca pentru toată țara care deja se transformă într-un haos și instabilitate, pentru că toate întâlnirile și finalitatea întâlnirilor, nu numai cele oficiale, dar și neoficiale, cu oamenii se încep cu alegerea președintelui și stabilitate politică și se finalizează cu dorința de a fi ales președintele. Eu aș dori totuși noi să cât mai repede să trecem acest haos politic. Și doresc ca la guvernare să vină oamenii care să nu pună interesul personal sau de partid în prim plan. Dar să vină oamenii care să aibă dorință, în primul rând dorință, să facă ceva pentru țara noastră, pentru cetățeni, ca oamenii să fie siguri de viitorul lor. La noi acum problema principală că orice om nu este sigur ce va fi mâine sau peste o săptămână. Și când omul nu are această siguranță în viitor, sigur că el se simte foarte vulnerabil. Nimai vorbim deja de copii și de alte. Ar fi bine ca totuși noi, după toate aceste perioade, să ajungem la o etapă de liniște, de prosperare și de făurire în Moldova, dar nu de distrugere. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez succes! Mulțumesc, la fel, succes!